Bine v-am regăsit la un nou episod al emisiunii Lumini și Umbre. Avem lumină de la acest foc care stă să tot mai tare să lumineze, ca să ne ferim de umbre. Și din nou în atelierul caricaturistului încercăm să ilustrăm un text. Am notat deja de unde vrem să, să citim și mi-a rămas 3 cu 16 este celebru de a, -a din Ioan cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât a dat un singur său fiu. Dar uite, avem și unul Timotei trei cu 16, un text interesant, o să-l citesc, și după aia vom desena. Spune așa, și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul. A fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă și stând de vorbă de multe ori cu oameni și încercând să prezint persoana Dumnezeului nostru Dumnezeu Triun, Tată, Fiu și Duh Sfânt, am avut probleme, unii oameni nu înțeleg faptul că Isus a fost din totdeauna și din aceeași esență cu Tatăl și a fost din totdeauna prezent lături de Tatăl și la crearea lumii și doar a venit ca să se întrupeze pe pământ. Și aceasta este, de fapt, taina credinței. Cum spune și în roman, dacă crezi în tot sufletul, din toată inima ta că Iisus Hristos a venit pe pământ, s-a întrupat și a murit și a înviat pentru noi, ești mântuit. Și uite aici cum spune foarte interesant, Pavel spune lui Timotei, aceasta este marea taină a credinței sau evlavie, cum traduce Cornilescu. Cel ce a fost arătat în trup. Și atunci ne gândim cel puțin în, în perioada uh, Crăciunului trebuie să desenăm așa o, o, uh, un cufăr. De obicei o taină este ținută așa, uh, ascunsă într-un sipet, așa uh, mai, mai deoparte. Și atunci aș face uh, un cufăr așa, dacă și în el există o mare taină de mare valoare și ar fi taina credinței. Taina credinței în acest cufăr uh, și aici ce putem să, să avem? Mi uh, se spune totdeauna că va veni acea uh, pâine din cer în care va fi hrana oamenilor și uh, uh, întruparea acestei, uh, uh, acestui provider, acestui uh, Dumnezeu al nostru care ne, ne, ne asigură hrana de zi cu zi, pâinea cele toate zile care avem și rugăciunea care ne noi, este de fapt acel trup plăpând de copilaș care se naște într-o iesle și vedem cât, cât încredere are Dumnezeu câtă smerenie să, să coboară, să se, să se întrupeze într-un într trup de, de, de om. Totuși, până la urmă, Maria, chiar dacă are sfințenia prin, prin faptul că Dumnezeu a ales-o și Duhul Sfânt a umbrit-o, foarte interesant mă tot gândeam așa cum la crearea lumii Domnul Iisus lucra, făcea acest glob al pământului și venea Duhul Domnului deasupra apelor. Cam acela și este repensarea mea, în imaginația mea și felul în care a fost umbrită persoana Fecioare Maria. Taina cea mare, de fapt, este, după mine, concepția, nu nașterea, pentru că nașterea după aia a fost un proces natural, de nouă luni s-a născut ca orice copil, Domnul Iisus, cu atât mai mult îi dați seama ca Dumnezeu să te lași tu atât de vulnerabil într-un trup uman, să fii adus pe lume, să fi ținut în brațe, câte nu se pot întâmpla, dar uh, a fost uh, o asumare a Domnului Iisus Hristos. Și ce spune mai departe? Deci a fost uh, arătat în, în tuf. a fost dovedit uh, neprihenit în Duhul, a fost văzut de îngeri, uh, mai multe uh, coordonate și mă gândesc câte o să desenăm și aici uh, Duhul Sfânt în forma acestui porumbel care apare la cel puțin în mod foarte clar descris în Evanghelie, la botezul Domnului Iisus, când deja avea vârsta și începea lucrarea, este botezat de către Ioan în, în Iordan și apare porumbelul și se aude acea voce care spune acesta este fiul meu cel prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Am auzit mulți acum, frumoasă asocierea în momentul în care au uh, acea transformare a minților și primesc pe Domnul Isus ca și mântuitor, uh, ajung în, în apa botezului și atunci uh, își asumă aceste cuvinte se, că ei sunt fiul prea iubit. Într-adevăr, ne dă voie să devenim copii al, al Dumnezeului uh, prin Domnul Isus Hristos și este interesantă analogia. Dar să nu uităm că la toate astea au fost martori uh, îngerii și spune uh, la un moment dat, tot textul nostru, Uh, mai departe spune uh, a fost văzut de înger a fost uh, propovăduit printre neamuri. Dar văzut de îngeri, deci avem momentul în care se anunță nașterea Domnului Isus și îngerii vin și anunță păstorii. După aia avem momentul în care uh, Domnul Isus uh, ajunge să uh, te continuăm, sipetul ăsta jos și el afirmă eu sunt uh, ușa. Și dacă desenăm așa ca Ușa oilor îmi face o, o intrare în această uh, ușă de scânduri pe care continuăm sipetul vedeți în uh, care ca turistul folosește uh, lemnul ăsta să formeze de data asta ușa. Putem să desenăm și un uh, înger aici uh, cum este în iconografia clasică prezentat. Uite a fost văzut de înger. Îngerii care veneau cu trompeta la nașterea Domnului au fost prezenți și în momentul în care, în asumarea Lui de a fi o ușă pentru oi, de a fi cel care conduce turma asta. Noi suntem asemănați oilor spre, spre accesul la mântuire la Tatăl din cer și atunci, prin această ușă, ce vom vedea? Vom vedea, probabil, la fel cum e aici Pâinea Vieții. De data asta, Pâinea Vieții o vedem reprezentată sub forma unei, unei pietre care se rostogolește din fața mormântului în care a fost pus Domnul Isus. Și îngerii, din nou, sunt prezenți la momentul ăsta de glorie, în care eh, vedem, avem de-a face în acest text cu nașterea, cu. Uh, uh, Mărturia Domnului Iisus cu lucrarea lui, cu răstignirea, moartea și învierea. Și din nou pâinea asta vieții, o vedem cum este prezentă ca să dea la o parte, fiind ca și piatra de la mormânt și e momentul ăsta în care Domnul Iisus e, e, învie și câștigă bătălia cu, cu moartea, dându-ne și nouă dreptul să fim de acum înainte, din momentul în care ne punem încrederea în El, să fim parte a nemuririi. Și la fel cum se merge cu ilustrarea mai departe, spune că a fost propăvăduit printre neamuri. E foarte interesant cum propăvăduirea a nașterii întrupării Domnului Isus, a vieții Lui pe pământ, a asumărilor sale, Vedeți cum spune Domnul Isus, are niște afirmații de multe ori: Eu sunt, eu sunt ușa oilor, eu sunt. Dar toate pornesc de la acel moment când Moise, la începutul lucrării lui, era în deșert și vede acel aprins, acel tufiș, acel rug aprins. Și când întreabă. Cine ești tu ca să mă duc oamenii să spun Domnul spune mergi și vorbește numele meu. Dumnezeu spune spune că eu sunt cel ce sunt. Eu sunt și atunci vedem și în activitatea Domnului Iisus. El folosește de multe ori. Mulți se întreabă de unde e, deducem noi că Domnul Iisus este Dumnezeire. E prin faptul că El a folosit acest cuvânt. Eu sunt chiar în noaptea când a fost vândut a venit să-l prindă și spune pe cine căutați? Pe Iisus și spune eu sunt. În momentul ăla toți au căzut la, la pământ tocmai din cauza că acel cuvânt puternic era cuvântul care evreii îl foloseau pentru pentru a uh, identifica pe uh, Dumnezeul Creator. Și uh, cum a fost în, în toată lumea uh, văduit printre neamuri? Păi a venit acel moment în care uh, a spus Domnul Iisus, rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere și după aia veți merge mai departe în Samaria până la capătul pământului și uh, uh, o să vedem uh, reprezentăm încă o dată acest teritoriu unde este uh, Ierusalimul, Judea uh, ca o, un simbol de, de graniță și după aia o mers mai departe în uh, în Asia, au ajuns în Europa, în Africa și uite așa a fost propovăduit cuvântul și toate într-o ordine de asta geografică, istorică, avem America de Sud, a durat de la anul 0 a nașterii Domnului Isus până în secolul nostru ca Evanghelia să ajungă în China. Și acum 100 de ani au ajuns în China și a avut un impact fantastic. A avut un impact fantastic și de atunci vedem că, inclusiv astăzi, Evanghelia lucrează cu putere în zone din Asia, China, în Africa și toată această coloratură de, de etnii și neamuri au ajuns astăzi ca să fie pătrunse de cuvântul Evangheliei. mai durează domnul știe cât până va, e, se va traduce Biblia în, în limbile și în, 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 în dialectele multor națiuni ca să aibă acces la cuvântul domnului fiecare în, în, în limba lui și uitați -se frumos să se leagă toate aceste. E, e, continente și formează, sau ar putea fi papirusuri care la un moment dat ar putea fi uh, descifrate și vedeți că istoria e arătul de creștinism. Vedem că oricând uh, ceea ce au început uh, acei uh, apostoli sau primii urmași al lui Isus să ducă mai departe în lume, astăzi este uh, un fapt real uh, Creștinismul a pătruns peste tot și, un lucru foarte interesant față de alte religii, este adevărat tocmai prin faptul că este foarte vânat de către cel rău, prin aceste duhuri rele. Dacă n-ar fi fost o credință adevărată sau un pericol pentru cel rău, și probabil că ar fi fost ca și celelalte religii care nu sunt persecutate astăzi. Și ajungem la ultimul. Pasaj din textul nostru din Timotei 3:16, unde spune: Aici a fost propăbădui printre neaura am desenat, a fost crezut în lume. Crezut în lume. Și după aceea a înălțat în slavă. Și mă gândesc dacă un lucru, dacă este crezut, ceea ce face pe omul care crede într-un lucru este să. Cu toată curajul, cu toată încrederea să-l vestească mai departe și aici mă gândesc la fel cum în finalul pildei semănătorului există acel pasaj care spune nimeni nu aprinde o lumină să o pună sub o broc, și mă gândesc la ea trebuie să lumineze și mă gândesc la, la o lampă, pe vremea aceea erau lămpile din material de ăsta de lut ars și aveau un, un o sfoară, un fitil, și acele lămpi răspândeau lumină. Nimeni nu pune lumina sub obroc, ci o pune să, să lumineze. Și te voi desena și eu o lampă. Acum voi desena acest fitil. Uite cât risipă de el voi face, pentru că în, într-o lampă care funcționează cu ulei, fitilul are un rol foarte important. El poate fi în funcție de cum îl strângem sau desfacem, poate să se ridice mai sus sau mai puțin, poate să aducă mai multă lumină sau poate să aducă uh, un, un fum necăcios, dar uh, desenăm această lampă care funcționează cu ulei, cum spuneam, și dacă mai aveți răbdare să mai pun niște culoare și niște elemente, poate că ajungem împreună să descifrăm această lampă fiind de fapt uh, reprezentarea unui personaj, un creștin al zilelor noastre, care, asemenea unei lămpi, îl facem dintr-un lut, că lut suntem într-un lut ars și atunci avem ăsta fitilul care vine și ce face? În mâinile acestui creștin legate la spate și ajungem la să identificăm acest creștin cu, cu Martirii care în secolul 20 și în secolul 21 sunt mai mulți numeric decât cei care au murit pentru Hristos în, pe tot parcursul istoriei, începând de cum am arătat în, momentul în care Evanghelia a fost provoită pe tot pământul, da? începând cu secolul 1 până, uite, am ajuns în secolul 21 și această lampă unde uh, lumina luminează și uh, chiar dacă, cum vă dați seama că am desunat destul de, de, de dur o imagine a acestei lăm un creștin care a fost uh, jerfit, care a fost decapitat, dar cum spunea cineva, sângele martirilor naște biserici și credință și atunci nu este în van nicio nicio jertfă. Și uh, continuăm aici să ilustrăm acel text din Luca 8 cu 10 în care vorba despre lumină. Și cum aș încheia mesajul, tocmai pentru că avem uh, acest text care spune a fost uh, crezut în lume, da, deci oamenii care au crezut și-au dat viața pentru uh, crezul lor. De multe ori așa când mergem în biserici, noi suntem așa de curajos, spunem Iisus Hristos este Domnul și dacă ne uităm în istorie, în momentul în care venea un soldat roman în acea perioadă, Domnul, deci Zeu suprem era Cezar și spunea sabia la gâș și spunea tu nu vrei să recunoști că Cezar e Zeu suprem, e Domnul? Și dacă spuneai, nu, Isus Hristos e este Domnul, plăteai, ajungeai, ca și acest creștin din zilele noastre care se zierfește. Și uh, ultimul uh, punct din acest 3 cu 16 de la Timotei, uh, vorbind de persoana Domnului Sus, se spune, a fost înălțat în slavă. Vedeți cât uh, ce interesant este textul ăsta prezintă. Uh, Poți să fie o mărturie pentru persoana Domnului Isus Hristos, că în care aduci mărturie, au stat îngerii, că mărturie a fost dovedit de Duhul Sfânt că este uh, neprihănit. Și uite, a, a fost crezut în lume, a fost propovăduit și mai mult a fost înălțat în slavă. Și din slavă, ce face Domnul nostru Isus Hristos? Cum pot acești oameni care uh, mor pentru, pentru credința lor să, să înfăptească acest lucru? Prin Tocmai prin faptul că Domnul Iisus Hristos este înălțat în slavă și atunci o să ilustrăm cumva cuvântul. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul ăsta, Logos, care este mai mult decât Biblia, cuvântul sfânt la un loc, o să scriem aici Biblia. Și cuvântul Logos, Domnul Iisus are multe nume în Biblie, printre care este și acela de Hristos, în limba greacă înseamnă unsul și unsul lui Dumnezeu. Și la fel cum în de Testament se folosea, cum curgea uh, un de lemn, nu, pe barba și pe, pe, pe hainele pe marelui preot. Sau pe, Așa vedem cum din Biblie acest un de lemn care adaugă, uh, ca sângele martirilor sau ca o inimă jerfitoare, adaugă... Uh, uh, ungere și viață și e, putere ca să meargă înainte fiecare creștin și să fie în stare dacă va fi momentul să, să stea tare în credință cu orice, cu orice plată. Pentru că din e, înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer a coborât Duhul Sfânt care lucrează în fiecare dintre noi, ne dă e, puterea și înfăptuirea și ungerea divină a Hristosului, al Mesiei, al Salvatorului nostru asigură resurse pentru a răspândi lumina și uh, tuturor și -a, și a arăta că viața de, de creștin merită trăită și cu atât mai mult poate chiar jertfa supremă uh, merită asumată. Și cu această imagine uh, zic eu care merită semnată de caricaturist. Vreau să închei și să vă las un moment de meditație și e, pentru mine cel puțin acest text din Timotei 3 cu 16 e mai lung, dar e, 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 cam tot ceea ce rezumă și e, acel Ioan 3 cu 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu care s-a jertfit și acum este în glorie și ne dă nouă resurse și putere să fim o lumină pentru acest pământ. Ajunge ca lumina să se arate și e, întunericul dispare. E, a dispărut și focul nostru. Înseamnă că a fost bună prezentarea din ziua de astăzi. Și dacă avem și semnalul sonor, vă aștept la o emisiune viitoare.